Insistențele conducerii Spitalului Municipal de Urgență Roman pe lângă Consiliul Județean Neamț pentru acordarea celei de-a doua tranșe de bani prin care să se achite aparatul radiologic achiziționat pentru Unitatea Sanitară Romașcană au rămas, din păcate, fără rezultat. Pe timpul campaniei electorale nimeni n-a mai suflat o vorbă despre acest subiect, așa că lucrurile au rămas ca în tren și banii Consiliului Județean au fost alocați pe tot felul de altfel de proiecte și mai puțin pe acest obiectiv care privește sănătatea populației din partea de est a județului Neamț. Noi chiar săptămâna trecută am mai trimis solicitare către Consiliul Județean. Am înțeles că a fost pusă în discuție și creionat un proiect de hotărâre în acest sens, dar nu a intrat pe 18 în ședința de Consiliul Județean din lipsă de fonduri. Urmând ca în luna iunie să mai fie o ședință de Consiliu, așa am primit o informație neoficial, cum spuneți dumneavoastră, pe surse, că în iunie va fi o ședință care va cuprinde și acest acord de parteneriat cu Primăria Roman pentru finanțarea unor obiective de interes județean, respectiv aparatul de radiologie de la Spitalul Municipal de Urgență din Roman. Pentru că, așa cum am spus, trebuie să avem încheiate toate documentele și recepția finală a acestui obiectiv pentru a-l pune în funcțiune. Iar clauzele contractuale spun că noi trebuie să facem această recepție după ce putem obține acordul că îl putem plăti. Și asta era, nu neapărat, plata nu se va face imediat ce vom obține finanțarea, urmează celelalte demersuri care se vor face, întocmirea tuturor documentațiilor, iar ulterior, după ce toate acestea vor fi finalizate, se vor depune la Consiliul Județean pentru tranșa a doua de bani de 482.000. Fără a politiza problema, mai ales în perioada campaniei electorale, directorul economic al unității consideră însă că factorii de decizie de la nivelul Consiliului Județean ar trebui să înțeleagă un lucru extrem de important, și anume că Spitalul Roman este o unitate sanitară model de organizare și eficiență, care acordă servicii medicale pentru cel puțin o treime din locuitorii județului Neamț care trăiesc în municipiu și în cele 27 de comune ale zonei metropolitane. Eu oricum vă mulțumesc pentru interesul dumneavoastră și pentru susținerea pe care ați făcut-o la nivelul Consiliului Județean și eu le mulțumesc celor care ne-au sprijinit de-a lungul timpului să facem ceea ce am făcut la Spitalul Municipal de Urgență Roman, tuturor, indiferent de la ce instituție fac parte. Și încă o dată, Spitalul Roman este spitalul în județul Neamț, Spitalul Roman rezolvă cazuri în județul Neamț, și cred că toți cei factorii de decizie din județul Neamț trebuie să înțeleagă acest lucru. Cert este că actualul legislativ județean n-a putut să se achite de promisiunea de a aloca fondurile necesare, deși a promis acest lucru în nenumărate rânduri. Iată că printre cele 16 proiecte de hotărâre aflate pe ordinea de zi a Consiliului Județean se referă la fel de alocări de fonduri pe tot felul de asocieri, nu se regăsește și cel referitor la a doua tranșă pentru aparatul radiologic, care stă nedesfăcut și nemontat pentru că nu este achitată ultima tranșă prevăzută de contractul de achiziție. Luna iunie este ca și trecută cu probleme de organizare și instalarea noului legislativ rezultat din alegerile locale, vine apoi perioada concediilor estivale și apoi toamna și problema rămâne tot nerezolvată.